Ideea conducerii primăriei Roma de a înființa o nouă direcție cu 3 servicii care să se ocupe de strand, zona de picnic și parc a primit undă verde de la nivel central. Necesarul unei aprobări vine și din faptul că noua direcție ar urma să consume bani din bugetul local. În primul rând, fiecare serviciu ar urma să se gospodărească singur, dar ar trebui să și poată produce un plus valoare. Discuții privind organigrama cu șefa serviciului resurse umane, pentru că a trebuit să pregătim configurarea unei direcții, despre care v-am vorbit într-o altă operativă cu 3 servicii. De altfel, șefa serviciului s-a și deplasat joi și vineri la București și a venit cu vești bune înapoi, care să ne permită operaționalizarea investițiilor pe care le facem, strand, parc, zonă picnic. Conform estimărilor făcute de conducerea primăriei Roman, în cele 3 noi servicii din noua direcție se vor angaja circa 50 de oameni. Unii dintre aceștia lucrează deja în primărie, dar pentru alte posturi vorbim de un loc de muncă sezonier. Aici este vorba mai ales de personalul care va deservi strandul municipal, obiectiv care va funcționa doar pentru perioada timpului cald.